Doi bărbați din raionul Glodeni au fost arestați de oamenii legii pe când încercau să vândă 24 kg de mercur alb la un preț de 2 milioane de lei. Operațiunea de reținere a avut loc joi la 27 octombrie, conform Ministerului Afacerilor Interne. Suspecții cu vârsta de 51 și respectiv 61 de ani au fost reținuți în flagrant. Mercurul a fost găsit în autoturismul unuia dintre suspecți care lucrează la o companie de taximetrie din orașul Glodeni. În cursul anchetei a fost stabilit că mercurul a fost introdus în țara noastră pe cale de contrabandă din Federația Rusă. Substanța chimică fusese procurată la un preț redus de la niște traficanți de arme și muniții. Cei doi suspecți și-au recunoscut integral vina, iar dacă vinovăția le va fi demonstrată, ei riscă de la 3 la 10 ani de închisoare. Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate persoanele implicate în acest caz.